ați venit la Centrul Cultural Ion Taliaru din Târgu Ocna. Iată că ne-am adunat astăzi aici pentru a vernisa o expoziție care pentru noi este inedită, o expoziție cu o simbolistică pentru noi nouă. Și pe această cale aș vrea să mulțumesc domnului Ioan Tripa, autorul acestor minunate lucrări, pentru că a ales Târgu Ocna și Centrul Cultural Ion Taliaru de a expune și de ne-a împărtășit din opiniile dânsului și prin aceste minunate tablouri. Totodată aș vrea să mulțumesc și din partea Primăriei Orașului Târgu Ocna, pentru că iată, domnul Ioan Tripa ne-a ales să-și expună tablourile. Iar pentru mine, ca să spun mai puțin cunoscător al artei, hai să spun că se observă o simbolistică a cerului, a formelor geometrice, dar aici aș vrea să-l invit pe domnul Ioan Tripa, autorul, să ne spună mai exact, și apoi pe domnul Bucur pentru a ne inspira. Bucur, voința dumneavoastră, domnul Bucur, întâi. Dacă e rândul meu, atunci, dacă se face și loc să plec la mijloc, atunci vă voi spune că ați fost și am fost împreună, probabil, mirați de titlul acestui eveniment. Este un titlu paradoxal, trebuie să recunoașteți. Nimeni n-a reușit să zidească până acum vinul. Iată, Ioan Tripa face o încercare proteică, epopeică, să zidească vinul. Dar are, într-adevăr, cred eu, un înainte mergător care a încercat să zidească viul și viul a rămas un pic afară. E vorba de un meșter Manole. Și trebuie să recunoaștem că Ioan Tripa are ceva din meșterul Manole. Are ceva din acel Don Quixote care crede că poate să înfrângă morile de vânt. Are ceva din acei oameni care cred că pot schimba lumea. La urmă să poți să înzidești vinul. Nu este altceva decât un fel de ghicitoare pe care ne-o adresează autorul. Se poate sau nu se poate. Și evenimentul la care asistăm este un fel de răspuns. Să înzidim vinul, să zidim vinul, să-i construim un labirint prin care să curgă. Un loc în care el să rămână și să învechească și să devină mai nobil, poate. Și dacă m-ați întreba ce este zidirea, nu este altceva decât, cred eu, încercarea, într-adevăr, grea să ajungi la cer. Iar ce este viul, ce este vinul, vedeți, aproape că se confundă cele două, viul și vinul. Și nu suntem vii decât cu vin. Și nu suntem cu vină decât dacă suntem vii. Și Ioan Tripa cunoaște aceste idei ale mele. Pentru că, de fapt, pictura lui este o pictură de idei. Este o pictură despre pictură, dar este mai ales o pictură despre idei. Știți, frecvent pictorii se întreabă despre sine, cine sunt eu? Și de fapt orice expoziție nu este altceva decât un răspuns la o asemenea teribilă întrebare. Cine sunt eu? Și fiecare expoziție nu este altceva decât un fel de reluare a unui crez. Fiecare pictor, atunci când își face o expoziție, cumva remărturisește cele pe care le crede la începutul carierei lui de artist. Din momentul când el a zis, sunt artist, și-a pus un semn. Un semn care nu se mai șterge niciodată. Și expoziția, o expoziție de autor, precum această expoziție de autor, nu este altceva decât remărturisirea pe care o face fiecare artist o dată pe an, o dată la 10 ani, sau poate niciodată. Artistul nostru, iată, astăzi la Târgu Ocna, își remărturisește crezul artistic. Un crez pe care și-l-a format greu. Pentru că Ioan Tripa este un autodidact. Un mare autodidact. Ioan Tripa n-a lăsat să treacă nimic pe lângă el și să nu ia ceva. Măcar ceva. De la toți oamenii cu care s-a întâlnit. De la Constantin Berdilă, de exemplu, care l-a învățat să așeze pietricele în mortarul moale și pietricele alea să refigureze lumea,
ce putere pot avea niște pietricele, niște puncte, practic, să poată să reimagineze lumea acolo, la Onești. Și Ioan Tripa n-a lăsat, de exemplu, să treacă pe lângă el pictorița aceea bisericească care s-a numit Cristina Călinescu, Cristiana Călinescu, acea pictoriță care a știut să-l învețe să descopere lumina. Gândiți-vă, pictura bisericească este o pictură care se face în întuneric, ca să lumineze întunericul. Și această lecție de prindere a luminii, de captare a luminii, a învățat-o acolo, cu această pictoriță Cristiana Călinescu, Ioan Tripa. Vedeți, două lecții pe care le-a învățat bine pictorul nostru, un pictor autodidact. Un pictor autodidact care n-a lăsat nicio carte niciodată care să nu-i facă ceva, un semn pe răbușul crezului său artistic. Fiecare carte de istorie artor n-a fost altceva decât încă o lecție. Și sunt nenumărate lecții de istorie artor cuprinse aici. Există o lecție despre pictura abstractă. Dacă veți privi cu ochii întredeschiși, îl veți putea cumva resimți pe Mondrian, de exemplu. Îl veți putea resimți pe pictorul care a știut să deformeze, pe Picasso. Și mulți alți pictori pe lângă care, și de la fiecare al nostru Ioan Tripa a învățat ceva. Mai mult sau mai puțin secret. A mai învățat o lecție. O lecție care este o lecție, dacă vreți, de literatură. Un scriitor francez, Balzac, a scris o mică cărțulie care se cheamă Capodopera Necunoscută. Și în acea Capodoperă Necunoscută a lui Balzac e vorba despre imposibilitatea de a găsi momentul când se termină un portret. Aici, în această expoziție, nu foarte mare, necesară și nu suficientă, veți găsi două portrete alăturate. Un portret masculin și un portret feminin. Un portret masculin care îl reprezintă pe artist, care e de fapt un autoportret și în oglindă, ca în matematică aproape, unde trebuie să faci, între două mulțimi, trebuie să construiești o relație, un portret feminin, neterminat. O eboșă despre care nu știi când începe și când se termină. Și când l-am întrebat pe pictor cine este acolo, răspunsul a fost evaziv. Pictorul n-a avut cuvinte, a avut foarte mult desen, a avut foarte multă culoare, dar n-a avut cuvinte, astfel încât să cumva să construiască o graniță discursivă în jurul acelui portret feminin. Care tot pe autor îl reprezintă, nu? Pentru că, practic, pictorul, chiar și atunci când face doar o linie, atunci se va reprezenta pe sine. Pentru că linia aceea va avea expresivitatea autorului. Și dacă ceva a învățat de la maestrii săi, de la Cristiana Călinescu și de la Constantin Berdilă, dacă a învățat ceva Ioan Tripa, a învățat să fie expresiv. Și a învățat să fie expresiv nu numai în culoare, în desen și în compoziție, ci chiar în făptura sa, în ființa sa. Există o potrivire frumoasă între omul Ioan Tripa și arta sa. O potrivire pe care o caut des. Frecvent când sunt invitat, așa cum m-a invitat și Ioan Tripa, îl compar pe om, pe omul secret, cu lucrările sale. Și găsesc frecvent incongruențe între om și lucrările sale. Aici, în această seară, vă pot spune că nu există o potrivire mai frumoasă, o potrivire perfectă între om și lucrările sale. Aici, în această expoziție care se cheamă atât de frumos, Zidirea sau Înzidirea Vinului. Este probabil un labirint pe unde curge acest viu, acest labirint al gândurilor lui Ioan Tripa și pe unde curge acest vin care ne face să trăim în fiecare zi, nu? Vinul acesta pe care îl avem de dimineață în ochi și în spirit și care ne face să trăim fiecare zi cu o anumită bucurie. Această bucurie a viului și a vinului, o să o găsiți în această expoziție, care v-am spus, este mică, dar este suficient totuși ca să-i simți palpitul, să-i simți vibrația. Să-i simți vibrația atunci când e vorba despre portret,
să-i simți vibrația atunci când... E vorba despre un peisaj, iată, avem și un peisaj făcut așa în liniile cele mai simple, dar în care se ascund nenumărate idei, pentru că pictura lui Ioan Tipa este o pictură de idei. Nu este o pictură despre pictură, ci este o pictură despre idei. Pentru că acest om reușește cumva să își pună gândurile în culoare și în desen și în compoziție. Dar pentru această expoziție este de văzut. Și dacă veți găsi juste deschideri pentru ploapele dumneavoastră, atunci veți putea să trăiți această expoziție ca pe o expoziție de vitralii. Găsiți justa deschiderii și veți vedea că veți găsi lumini precum în acele catedrale gotice, unde prin bucățelele de sticlă trece lumina. Și uneori lumina devine galben, uneori devine roșie, albastră. Lumina știe să treacă prin sticlă și să cumva să se îmbunătățească. De parcă s-ar putea îmbunătăți lumina. Dar știu să facă pictorii și Ioan Tripa împreună cu ei și o să facă această vrăjitorie aproape. Să ne facă pe noi, privitorii, să credem că arta există. Și toate aceste bucățele de culoare, să credem că trece lumina prin ele. Vedeți? Credeau alții și noi credem împreună cu ei că faptul vederii este cam așa. Și am mai zis și vă mai zic încă o dată. Iese din ochiul nostru o rază și merge spre subiect, merge spre tablou, merge spre motiv. Ajunge acolo și raza asta care ne-a plecat din ochi stă și gustă o clipă ceea ce pe care le vede și le aude și le simte acolo. Apoi se întoarce acea rază în ochi și ne povestește ce a văzut pe tablou. Simte cumva gândul secret al motivului. Vă invit să aveți această răbdare și raza să vă plece din ochi și să ajungă acolo și să simtă, să guste. Vedeți, artistul n-a dat titluri, titluri de-astea directe, cu subiect și predicat. Așa că simțiți-vă liberi în fața tablourilor și lăsați această rază despre care grecii credeau chiar că există. Și eu cred, și vă invit și pe noi să credeți că există această rază, să treacă din ochii noștri. Și să simțiți toată această lume subterană a lucrărilor lui Ioan Tripa. Toată această posibilitate a culorilor de a se învecina și de a-și crea armonii noi. Pentru că Ioan Tripa nu copiază nicio armonie pe care a văzut-o în nenumăratele expoziții și în nenumăratele cărți de istorie artelor. Ioan Tripa încearcă să găsească noi și noi vecinătăți. Uneori reușește să aducă oranjul sau portocaliul, cum îi spun alții, să-l aducă până la asemenea grad de electricitate, încât atunci când se pune în preajma unui albastru, se creează un foc acolo. Pentru că știți, albastrul fuge în spate și oranjul va veni spre noi. Se cheamă modulație acest fenomen. Și ochiul nostru este atât de deșteptă încât să simtă. Vă rog să aveți o clipă răbdare și să simțiți această modulație a culorii cu care lucrează Ioan Tripa. Pe care poate a învățat-o de la Bertilă, pe care poate a învățat-o de la Cristiana Călinescu. Dar dacă n-a învățat la ei, a descoperit-o singur. Pentru că Ioan Tripa este un autodidact. Și această modulație nu face altceva decât să creeze spațiu. Un spațiu în care noi putem să intrăm și să trăim. Lucrările lui Ioan Tripa sunt niște scene pe care trebuie să evoluăm și noi. Cei care ne-am strâns în această seară aici. Și adâncimea acestor scene este creată chiar de această calitate, această capacitate, acest caracter al culorilor de a veni mai în față și mai în spate și de a crea spațiu. Un spațiu iluzoriu, e adevărat, dar un spațiu plin de idei. Și în acest spațiu dumneavoastră trebuie să intrați. Pentru că dacă nu intrați, puțin degeaba ați venit aici. Așa că dați secundele necesare, dați clipele necesare lucrărilor lui Ioan Tripa. Dați secundele necesare portretelor lui Ioan Tripa. Pentru că veți vedea cum autorul a aruncat peste bord aproape tot ce era inutil și a păstrat detaliile semnificative. Și acele detalii semnificative, în acele detalii semnificative, v-ați putea recunoaște chiar dumneavoastră, privitorii. Luați semnele încifrate și descifrați-le. Și aveți toată libertatea cu putință. Pentru că aceste semne nu îi mai aparțin lui Ioan Tripa. Le-a inventat el odată, sau poate le-a mai văzut prin alte părți. Dar în acest moment sunt ale dumneavoastră. Sunt ale noastre
ale celor care am venit și ne-am strâns aici, să primim acest dar de ziua Lui. Vedeți, este ziua Lui și de obicei un om de ziua Lui primește daruri. Vedeți, și astăzi Ioan Tripa, de ziua Lui, ne face un dar. Pentru că expoziția nu este altceva decât un dar. Și eu cred că nu există un fel mai frumos pentru un artist să sărbătorească ziua decât așa. Decât așa. Pentru că a fi artist, și asta face parte din crezul unui artist, a fi artist înseamnă să fii înconjurat pe cât se poate de privitori. Care, dacă se poate să fie și prieteni, atunci e cu atât mai bine. Și dacă sunt dușmași, totuși te privesc, e iarăși bine. Așa că gustați lucrările lui Ioan Tripa. În această expoziție care se numește paradoxal, nu? Zidirea vinului. M-am tot gândit la acest titlu, la acest nume de expoziție și sigur, toți au făcut așa, sau toți artiștii s-au gândit în felul ăsta, toți artiștii au gândit niște titluri astfel încât cumva să, chiar să șocheze. Un titlu nu este altceva decât un fel de ancoră, un fel de cârlig. Uneori cârligul este nesincer și ancora este un pic prea mare. Dar astăzi aici, cârligul cu care ne prinde, cu care ne adună Ioan Tripa, este un cârlig sincer. Pentru că această expoziție chiar este pe cât de frumoasă, pe cât de bun este titlul. De asta este și o expoziție a sincerității. Această expoziție în această seară, de la Ioan Talian, din Târgu Ocna. Am spus că e un fel mai frumos de a sărbători ziua decât așa. Ioan Tripa este foarte tânăr. Are 61 și un pic de ani. Gândiți-vă că Michelangelo a trăit încă foarte, foarte mulți ani. A trăit până la 89 de ani și s-a stins cu dalta în mână. A muncit până în ultima clipă. Așa că mai este destul Ioan Tripa, mai e mult de suferit și mai e mult să ne spui. Și aștept în fiecare an să ne spui la fel. Și au fost și alți pictori care au trăit mult și au spus mult. Printre ei este și un venețian. Îl cheamă Tizian. Și întunecimea și clarul obscurul lui Tizian cumva este ascuns și în lucrările lui Ioan Tripa. El a trăit, cred că și mai mult, a trăit 91 de ani. Și Ioan Tripa și Tizian, mai ales Tizian, făcea ceva. Își relua lucrările. Mergea la cei care le-au cumpărat, la cei care comandaseră lucrările și le lua și și mai picta ceva, pentru că simtea că ceva nu e gata. Asta înseamnă să fii tânăr. Ioan Tripa. Vreau ca această expoziție să fie, să o reîntinerești în fiecare an, precum Tizian, care a trăit 100 de ani. Vă mulțumesc pentru liniștea pe care mi-ați acordat-o. La mulți ani, Ioan Tripa. Ce să vă zic? Să rămână bun găsit tuturor. Aici, lângă mine, fără de care nu existam aici, e Sfânta mea mamă. Și eu, Domnul Bucur, zice de parcă aș fi Modigliani sau eu știu, altul. Mă, și sunt un oarecare, doar un suflet cu minte și tâmpit în același timp. Că eu, dacă nu sunt tâmpit, nu pot să pictez. Ce să vă zic? Pictura e o artă grea. Dar odată asumată, duce către bucurie. Cei care înțeleg demersul artistic. Și chiar cei care nu-l înțeleg. Nu-i nicio problemă. Vă mulțumesc din suflet tuturor. E ziua mea. Să poate, Iulian, ce zici? Peste vreo 60 de ani ne întâlnim din nou. Încă o precizare, vă rog, din suflet. Aici m-am fost născut. Unii spun m-am născut. Nu, m-am fost născut. Sfânta mamă aici.
Ori dacă ai încă un bob, un bob mic, așa, o săptămână, două, până la Paști, până s-a înconjurat biserică. După aia n-am o răcăit și m-am apucat de alte prostii, pictură, bale, să rămână, vă mulțumesc din suflet. Să vă dați Dumnezeu să ne dați. Vă rog din suflet, cei care sunteți... Îmi cer scuze că totul v-am întrebat eu. Încă o dată mi-ați făcut o mare surpriză. Acum este și ziua dumneavoastră. Și vreau să vă zic că pictura și expoziția care ați organizat-o aici la noi va fi văzută de cetățenii orașului, pentru că noi mai avem niște activități. Cu ocazie cu care vor fi văzute și aceste frumoase tablouri. Și încă o dată... Să nu vă speriați vreodată, acolo unde e mecla mea și încă o încercare de portret, dedesubt e o cruce pe lat. Toți idioții dracului mi-au zis, Ioane, nu pune așa ceva, că te arestează. De ce? Că de acolo a plecat Hitler cu zvastica. Ei, foarte bine. Mă duc și o pun pe mormânt. Aia e cruce pe lat, că precreștină. Hindusă, hindușii n-au fost niciodată creștini. Asta ca o simplă precizare. Hitler și-a preluat semnul din religia hindusă. Asta, dar... Da, asta se știe. Ca să și, să spunem, nu manifeste puterea. Deci nu avea nicio legătură. Acolo am făcut doar alfa. Transformat un pic în omega. Ei, fratele ăla se tot învârtesc. Se învârtesc între autoportretul meu și încercarea de... bucurie într-un alt portret. Ca părerea mea, o să spun că e un ciclu al vieții. Exact. Bine. Ciocolată, vă mulțumim pentru expoziția organizată aici la noi. Eu vă mulțumesc. Încă o dată la mulți ani. Mulțumesc din suflet. Mulțumesc, domnule Iulian. Să vă dau Dumnezeu să vă dați la toată.